Doamnelor și domnilor, începe Cronica Cârcotașilor cu Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Frubaru și trupa Jukebox. Never be alone. Sunrise, we just smile. Never be alone. Be alone, be alone. 'Cause you are in my soul. In my soul, in my soul. Never say goodbye. Say goodbye, say goodbye. You give me sunrise, we just smile. Bună, Mari! Mulțumim! După fiecare chestie de asta, la sfârșit are loc o mică ședință. O să fie ședință și după emisiunea asta. Aș vrea să încep printr-un la mulți ani tuturor Andreilor și tuturor Andreilor care sărbătorează astăzi. Alexandru. Da, mulțumesc tuturor. Ioana. Ce? Cristina. Tuturor. Nu, semn, numai Andreea și Andrei. Atât e, da? Sfântul Andrei, da. Astăzi o avem pe colega noastră Oana, care este foarte intelectuală, uitați-vă, are ochelari. Și ca să crește... Nu, am zis să-mi pun ochelari pentru că seara am citit doar jumătate din istoria literaturii române, da, și da, mă bine, cam bine. Ustură puțin, da, retina. Și ca să mărim gradul de inteligență la aceste emisiuni, vă rog frumos să procedați și voi la fel, dacă se poate. E, așa da! Așa da, emisiune! Vom depăși orice IQ. Vă invităm să vedeți Cronica Cârcotașilor. Astăzi la Cronică. Lume, lume, Cosma vrea iar la București. Dimineața la antenă e veselă. Al doilea șalon, sar, să atingi pazurile. Foarte veselă. O sare și sunt Maratis Proclara. Hai! Vedem ce se întâmplă la noi în grădină. Magazinul Sex de pe Fifth Avenue. Mihai Găin, mulțumesc, Livia. Șumudică o are tot mică. Dacă mă urca și în tribună să mă încin cu ea, asta era ultima. Răbdarea. Șumudică e șumudică. Mică rău. Fără frică. Mircică vrea înapoi acolo sus. Nu are vreo șansă de reformare. Vine topul Rușinică. Persoanele în vârstă să fie din ce în ce mai puține. Vin și ajutoarele. Casa mare, dar n-avem cu ce încălzi. România devine Reduce Romania. Dacă ne se spune, venim și noi, stăm la coadă. Astăzi, bonus, de vinerea reducerilor. Rockerul Hrubaru e pus pe treabă. Nu prea asemănați amanelist. Așa e și Dezbrăcatul. Toate astea le fac pentru dumneavoastră, pentru că vă iubesc. Și la final ne cântă Alex Velea. Păi să începem în forță! Bună seara tuturor! Mulțumim foarte mult! Să știți că astăzi avem o extragere specială, nu mai avem aparate din acelea micuțe, este da un ce aparat ai? Ceva mai complicat. Să te ajut? De ridicat, acesta este pentru câștigătorul, dar e ceva mai greu, un piculeț mai greu. Nu faci așa! Nu faci, te rog frumos, nu faci așa, așa am pățit eu, am făcut de mai multe ori cu niște aparatură și cu garanție e problemă. Na, nu stăm de vorbă la chestia asta, vorbim acum despre Cronica Cârcotașilor, cea care oferă acest aparat celor care au trimis bâlbe, gafe și alte prostioare din televiziune, toate pe www.cârcotașii.ro. Da. Și acum, ca să nu zică el, din nou să spun eu, dans! Simpala o matelano de samba. Foarte frumos, foarte frumos!
Dacă ai observat, dragă, dezbrăcatul, colegele noastre, Ioana și Cristina, s-au îmbrăcat special pentru prima zi de iarnă. De când mă ocup de vestimentația lor? Da, știu, nu-și găsesc diferite bucăți din accesorii și... Ce faci cu ele? Adică ce vrei să spui? Iarnă suntem îmbrăcat. Nu, sunteți super ok asta, dar te rog să nu mă cerți, pentru că eu vreau să vă laud și să spun că v-ați îmbrăcat cu accente de primăvară. De aceea... O să-i rog pe colegii de la Jukebox, în pauză, să se ducă să-și ia pe ei ceva de primăvară, să fie mai veseli, să fie, știi cum, să-ți promovezi, măi, să-ți promovezi albumul de Crăciun. Trecem mai departe la politică. A apărut un nou partid, că asta ne mai trebuia. În rest aveam de toate. Miron Cosma, ortacul care planta măseluțe în piața universității și a lansat noua ținută, noua freză și noul partid. Vă invităm, vă așteptăm aici. Plenara lărgită a avut loc la Tulcea sub privirile atente ale marinelei Nițu și sfărăiturile pensionarilor obosiți care au venit să tragă un pui de somn. În 2006 toate sindicatele de pe planetă l-au ales pe Miron Cosma, liderul de sindicat numărul 1 din lume. Vorbește aceleași prostii cum vorbesc ceilalți, toți conducătorii țării. Cunoaștem de la televizor, dar restul nu simpatizează nici cu. Omul ăsta a fost cu mizerie. Iliescu l-a pus înainte și a căzut, el a picat. Îmi place. Vorbește foarte bine. L-ați votat. L-am pins Iliescu să facă pușcărie. Omul a luptat pentru popor. Da, cu 10 ani de pușcărie, îți dai seama. De unde are albani să alerge pe-n țară acum? Aprinde! Aprinde, mă, lumina! Da, cum? Că nu suntem la muncă. Suntem luceafărul lignitului și steaua polară a mangalului. Eu am înființat partidul subteran, Bâta și Spinarea. Eu conduc partidul Panseluța și Cazmaua. Sloganul nostru e Bâta și Spinarea lată, vă mardim ca altă dată. Al nostru e, dacă nu votezi Cazmaua, o să ai din nou beleaua. Și mie îmi place de marinela. Și mie îmi place tot de marinela. Da, dar eu vreau să o pup. Și eu vreau să o pup. Dar nu-i problemă, că avem loc să o pupăm amândoi. Așa e. Dacă îmi permiteți, apropo de buze, cum spunea și George Călinescu, dragostea se naște în priviri, crește pe buze și moare în lacrimi. Sau buzele tale, două petarde. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg ceva. Apropo de două, că altceva nu vedem în fața ochilor. La Răzvan și Dani, în emisiunea matinală, vecina Roxana se joacă cu maimuța, deși nu e taximetristă. Roxana... Ce-am făcut? O fi de la vârstă? Ai stat singură în weekend? Nu, Dani, dar nu știu cum se folosește porcăria asta. Cât timp cântă Viorica, zic, poate îți dai seama și ne lași în pace. Când îți dai seama, te duci, te joci cu maimuța în alte țări. După ce a tras maimuța de coadă, tot Roxana cântă. Roxăneața fuge, nimeni nu ajunge. Parcă e nebună, n-are ce să spună. Nu, să rămânem la asta. Cu Roxăneața fuge, nimeni nu ajunge. Aceeași fată, devenit între timp un fel de mascota emisiunii, se apucă de gimnastică. Ce a urmat, Dumnezeu cu mila. 2, 3 și sar, al doilea și arunc, sar și atingi pădurile. A treia, mai rapid și tare și sus, mai rapid, Roxana, hai. Sincer, nu știu dacă ar trebui să-i mulțumesc eu lui Ștefan că a venit sau el mie. Propunem ca data viitoare Roxana să se dezbrace direct, că de la atâta gimnastică o să fie în formă. Cum în formă e și doamna din imagine. Invitată cu nurii la vedere în emisiune, ea îl face pe Dani șoricelul orb și pe Răzvan lupul cel rău. Deci filmează. Uitați-vă cât de mult seamănă cu ea. Poziția nu e deloc străină, poziția ta. O recunoști că atunci când ai dat premiul cu locuința, stăteai în poziția asta. Ți-amintești? Da, în trafalete. E adevărat? Așa. Da, este un șoarece orb lumii. Pentru că tu ești orb. Da. Orb pe tot corpul. Păi tu ești asta. Și cu labele astea am lovit. Și cu coada asta încolăcită. Și cu toiagul ăsta. Este un efect ciudat pe care l-am asupra femeilor. Eu spun cuvinte simple, cum ar fi urechi, coadă, ochelari și fetele... Zi mersi că n-ai coada în față și în spate. Numărul 2. Da.
Este un personaj gata de atac. Da. Filmează-l, te rog frumos. Cine este? Cu o mânușă de box. Da. În partea cealaltă are un tocător de jnițele, gata să facă jnițele, toate fetele de aici să le mănânce. Un lup, șeful lup. Șeful lup, este cine? Este chiar în spatele tău. Dați-mi voie să vă prezint o vecină de-a noastră care nici măcar nu se compară cu vecina colegilor Răzvan și Dani. Să intre vecina! Au! Doamne! Miciule, am orbit, te rog, uite-te, mi-a intrat ceva în ochi? Da, ți-a intrat. Bună, bună, eu sunt Boxana. Nu, Boxana, nu, Roxana? Nu, că nu se spune Roxe, se spune Boxe. Mă scuzați că am venit așa nepregătită, dar efectiv nici nu mai văd cu ce mă încalț atunci când plec de acasă. Dar stai, dragă, liniștită, că lumea nu se uită la încălțăminte. Vrei să prezinți Meteo, Boxana? Da, da, eu am o mică problemă. Mică? Da, da, problema e că nu prea văd bine la distanță și prompterul e așa departe, uite. Da. Mulțumim, Boxana, deci asta e când ai cu ce, băi, frate, aia. Da. Mă ajută și pe mine cineva să plec? Doar să mă împingă puțin. Aul, te-aș ajuta eu, dar am ernie, nu... Poate... Da. Hai, ajută-mă tu. Hai, încetişor. Alin, ajută-o tu, te rog. Mulțumim. Dă-i un bun. Opa, ușor. Opa. Acum, bebelușelor, un dans normal. Lasă-mă. Prea târziu. Da. Bravo, bebelușelor! Mulțumim foarte mult! Extra, mulțumim bebelușelor noastre! Cu acest verde brotăcel pe ele, iată, văzut, trupa jukebox a început să se îmbrace, să văd. Poza domnișoarei când a făcut Cristina așa. Da, i-au sărit ochii ca la mel. N-am fost atât de atent ca tine la anumite amănunte din emisiune. Mă uitam la colegii de la jukebox, au început să se îmbrace mai de primăvară așa, ceea ce e foarte bine. Intră și ei în trend. Și așa că noi o să mergem totuși mai departe, apropo de trenduri, la Cronicuța Cultural. Cronicuța Cultural. Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan, din ce în ce mai nepriceputeanu. Nu de alta, dar ori s-a tâmpit lumea, domnule, ori Dorel a ajuns artist. Arta cu picamărul rezonează exact ca nuca în perete, într-un zgomotos act al creației pe bază de moloz. Ciopleala, că alt termen artistic n-am găsit, poate fi comparată cu prostmodernismul lui Marean, primarul, care a dat cu bidineaua direct peste păianjenii blocurilor din sectorul care este. Moacele suprarealiste de pe ziduri exacerbează nevrotic tembelismul locuitorilor care votează cai verzi pe pereți. Simbolic, figurile triste semnifică Schopenhauerian drama imobiliară a celor care plătesc câte 30-40 de ani rate pentru patru pereți coșcoviți. Sincer, sculptura nu e deloc beton, rezultatul fiind o combinație zărghită între pete de igrasie, tencuială praf, priviri abulice, totul pe un fond pronunțat de bulină seismică roșie. În fine, teroristul cu picamer explodează atât la propriu cât și ca figurant ce e într-o sculptură fără stil cu trotil. De unde, dragă domnule, și expresia folosită de noi artiștii, băi ce i-a bubuit mintea. La revedere și un praz cu fitil verde. Cronicuța Cultural. Sigur că da, ce părere ai, dragă, dezbrăcatul despre sculptura pe zid? Dragă Mișu, ca să îmbin utilul cu plăcutul, eu aș sculpta puțin zidul de la Banca Națională a României. Aș sculpta? E foarte bine dacă aș sculpta. 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 Aș sculpta, da. Aș sculpta, nu. Eu aș pune trotil, da, sigur că da, sub forma figurii triste a lui Boc și aș da foc. Pam, pam. Ca constructor aș face un zid care să nu fie ciobit de artiștii neînțeleși. Ca constructor? Pe cum faci tu asta ca constructor? Angajez un paznic.
Așa. Și pe care îl prind cu picamerul, îl bag pe gât. Doele, băzea! Săptămâna trecută, un alt manelist de la Antenă s-a dat în primire. Ești fan, Guța, am înțeles. Nu, nu, înțeles. Da, absolut. Aoleu, viața mea! Ignorând durerea de cap, m-am pornit să-l accesorizez, să intre și el în rândul lumii. M-am uitat la dumneavoastră așa mai atent, nu prea asemănați a manelist, dar vă place să nu fie de deoc. Și dacă vreți să deveniți un manelist adevărat, atunci musai să aveți accesorii. Deci trebuie să le primiți din partea cronicii. Stai. Accesoriile astea este musai. Stai să vedem dacă într-adevăr e că eu sunt analist economic. Cocoșei. Bă, nu sunt cocoșei. Dar nu e criză, asta domnule. Asta e de fier. Ce spuneți? Să înceapă inul de stat, am câștigat medalia de aur la Crănicuță. Și mai mult decât atât, încurcați maneliștii și nu-i bine. Așa că v-am adus o enciclopedie. Mi-a adus ciclopedia. Ia uite ciclopedia de maneliști. Maneliștii grei. Acum, pe bune, v-a venit așa să cântați Aoleu, viața mea? Sau asta ar trebui să exclame fiecare român? Ar trebui să exclame orice român în fiecare dimineață când se trezește. Vai de mine. Și în fiecare seară când se culcă, în loc de rugăciune. Un mesaj pentru Cronica Cârcotașilor și vă las că vă e frig. Cârcotiți cât mai mult că e de bine. De la Antena 3, alături de domnul Lin Cinecher, pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hruvaru. Cum era aia? Viața mea! E prima dată în emisiunea asta când premiem pe cineva care face pe manelistul, nu? Așa cred. Da. M-am uitat puțin la Hrubaru și l-am văzut cu o căciulă așa. De la Daniel luat-o. Zgribulită așa. Eu nu înțeleg de ce nu și-a tricotat din propriul păr. O căciulă. Nu, este foarte iarnă. Lăsată pe spate din cauza cocului. Înțelegi? Nu intrăm în aceste amănunte, trecem mai departe la niște dezacorduri. Aș vrea să-mi povestești despre chestia asta acum, ca să știu 10%. Fratele miliardarului Negoiță, domnul Ionuț, a făcut școala la fără frecvență. Deci, practic, ambele se potrivește acestui subiect. După cum vedeți, ambele vieți se potrivește. Nu mai vorbim de inclinația către carnea fragedă. Deci, practic, ambele se potrivește acestui subiect. Ministrul de interne, Traian Igaș, a învățat și el o poezie de Topârceanu, Cea cu toamna, și acum zice că e proverb. Nu a făcut absolut nimic în acest sens, practic, conform proverbului. Cri, cri, toamnă, cri, nu credeam că o să mai vin. Domnule ministru, a greșit, e omenește. Uite, deși pare de necrezut, chiar și designerul greșește. Știi că e o melodie, a venit toamna, acoperăm inima cu ceva sau mai bine cu frunza ta. După un exercițiu de erudiție, fetele de la Next Top Model trebuie să facă poze la 2 grade Celsius, acoperite doar de frunze și cu niște parteneri foarte scârboși. Bleah! Primele care intră în scenă sunt râmele și apoi o nefericită face poze cu gândaci, dar cu dinții strânși, să nu pocnească. Închide gura că ți-intră în gură! Hai, fii în poza, hai, cap întors! După așa o demonstrație de forță, tot Bote e supărat. Băi, dar supărat rău! De ce râzi? Poate îți dorești eliminarea și nu știu. Pleacă de aici, mi-a. Ieși. Ieși și tu. Deci, nesimțirea asta nu o accept. Ieși toți. Hai, ieși. Rămânem la manechinuite și ascultăm pe Bianca, cea care, în ediția când a lipsit ca patos, s-a dat în stambă. Adică, apropo, am și eu câteva curiozități în ceea ce mă privește. Te-am auzit de foarte multe ori, vorbind urât despre mine. Stai să spun ceva, n-am venit la emisiunea asta ca să dialoghez cu tine. Doi, dacă ai o problemă, poți să mă suni. E păcat să mă ridic, să plec. Mai ales că nu e ca patos aici. Da, și adică e foarte... Deci atâta spun. Dacă ai curiozități, Bianca, poți să mă sun. Eu aș prefera să lăsăm la o parte această umbrelă a moralității și să dăm lucrurile pe față. Vorba francezilor, chisem se tachin. Așa și cu ăștia doi. Eu nu vorbesc despre tine. Să spui lucrurilor pe decât nimeni. Bianca, dar eu te-am auzit vorbind despre mine. Doar de bine, probabil. Nu de bine. Bianca, pretinzi, crede-mă că ești în locul acela,
despre mine. Hai crede-mă că stai pe acea canapea din multe alte motive. Nu e nici timpul, nici locul să vă eu zic să ai grijă să-ți... Cum ar fi? Eu zic să ai grijă ce vorbești. Eu am grijă ce vorbesc. Eu sunt foarte atentă la ce vorbesc. Trecem la următorul subiect. Trecem, sau, gata, trecem la următorul subiect. Am grijă ce vorbești. Tu știi cum m-am apucat eu de băut? Când vine să și plâng când... Mă gândesc, am și văzut povestea asta cu bote și polimera lui. Cum te-ai apucat, băi, gogâie? Din dragoste. Hai, lasă-mă. M-am îndrăgostit când eram mic, mic, mic. Bine, cam cum ești tu așa, măi, Frodo. Mă fac că nu te aud la chestiile astea, să știi. De ce? Acum te aud. De cine te-ai îndrăgostit? De sticla aia. Pardon. De sticla aia sub formă de țărâncuță. Toată ziua o pupam pe dop. Ăsta-i dopul țărâncuții. Bine, mulțumim. Cici. Da, da. Mulțumim foarte mult. Gogâie e prezent aici cu noi. Iar trupa Jukebox va fi cu voi pe Facebook în pauză, că urmează pauză. Intrați pe Facebook și stați de vorbă. Ai cu tu Jukebox. Ai o străninuță, ceva? O... Nu, n-am. Urmează la cronică. Vine și mădică. O să vină unul odată și o să-i dea un pumn unul și o să-l leșine pe tere. Vine și topul rușinică. Nonșalant diplomat, comunist rezervat, presedist exaltat, o bomboană, Joană. Și vine și Joană Mircică. Mircea Joane, da, noi ținem cu Mircea Joane. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Cărcotașilor. Faza asta îmi evocă, știi că sunt concertele alea pe stadioane și să-ți din când loc. În când e vine tipul ăla care e solistul și începe cu hai și acum toți, și acum toți. Și spune mai la. Da, și la 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 și la la la. Da, da, da. Și în gândul lui spune hai cântați voi, că eu oricum iau banii. Cântați voi, cântați, cântați, să dureze concertul ceva mai mult. Ye, yeah, ye. Yeah. Oricum bebelușelor ați dansat foarte, foarte frumos. A plăcut foarte mult, să știi. Scuzați-mă că intervin apropo de frumusețe. Pictorul Pierre-Auguste Renoir spune că durerea trece, dar frumusețea rămâne. Sau frumoasă e vecina noastră, scutură scrumul pe fereastră. Da, o știu, asta este vecina mea din blog, da. Da, o să trecem mai departe, apropo de concerte, la un playback adevărat. Frotei. La Prima TV, Cristina Țopăescu s-a trezit cu chef. New York și Los Angeles sunt cuprinse de spiritul Crăciunului. Magazinul Saks de pe Fifth Avenue și-a dezvelit vitrinele decorate pentru sărbători. Dragă Țopăescu, noi nu ne băgăm în gustul omului. Dacă îți place să cânti, foarte bine. Dacă îți place să numeri bani, iar foarte bine. New York și Los Angeles sunt cuprinse de spiritul Crăciunului. Magazinul Saks de pe Fifth Avenue și-a dezvelit vitrinele decorate pentru sărbători. Rămânem la Țopăiasca și la cel mai bun prieten al ei, prompterul. Mihai Găin, mulțumesc, Livia. Polițiștii brașoveni au dezmembrat o rețea al cărei cap era în închisoare. Lăsăm prima deoparte și mergem la irealitatea pentru o pagubă majoră. Pagubele făcute numai de data aceasta la Constanța depășesc jumătate de milion de lei vechi. Pagubele depășesc jumătate de milion de lei vechi. Păi dacă e așa, le acoperim imediat cu băncile din Australia. Declarația aparține șefului statului și se referă la decizia recentă a Băncii Australiei de a condiționa împrumuturile date românilor. Erau tricouri în Viena pe care scria că nu există
există canguri în Austria. Până și ei s-au săturat de confuzie. Declarația aparține șefului statului și se referă la decizia recentă a Băncii Australiei de a condiționa împrumuturile date românilor. La Antena 3, verbul se folosește așa cum pot jurnaliștii. Cei cinci au fost prinși ieri înainte să fi putut fuge în România. Rămânem în Imperiu pentru a face cel mai plăcut lucru înobositor. O legătură! Ivona Roșu este într-un centru comercial. Ivona, bună seara! Ivona! Ivona, bună seara! Văd că ești echipată pentru atmosfera Crăciunului. Bună seara, într-adevăr, trebuie să vă spun că e puțin agitație aici, așa că se pare că nici sunetul nu este așa cum e de obicei. E, n-a fost cu noroc de data asta. Cum n-a fost cu noroc nici playback-ul de la Brancu din emisiune. Am pus... Foaie verde, vă rădomesc, Diana, atent și creante! Draga mea! Și domnilor, așa, deci, cum se va numi discul? Discul se numește, se va numi Of ce dor, ce chin, ce jale. Aha, foarte frumos. Când, în momentul în care vom avea toate lucrurile din punct de vedere tehnic, o să-i dăm drumul. Dacă îmi dați voie, te rog, un playback adevărat presupune câteva artificii și o ținută specială. Iată-l pe solistul nostru. Cum vă numiți? Coco Tutunio. Aș vrea să vă interpretez ceva playback. E, bravo, excelent, bravo, excelent. Haide, vă rog. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano. Bravo! Ecco! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Oh, olio. Ați văzut? Deci așa se face playback. Exact cum la fotbal te prefaci că joci. Exact. Și atât de enervant, oare... De ce? La meciul cu Steaua, contestat de o parte a galeriei, antrenorul Brașovului Neașu Mudică, cel calm, și-a ieșit din pepeni. Eu antistenist declarat, ei mă confundă pe mine cu un rapidist și un țigan și ceva de genul ăsta, dar sunt mai alb ca jumătate din stadion. Un alt moment de pomină s-a întâmplat când arbitrul l-a eliminat de pe teren pentru că, modest cum îl știm, marele antrenor Șumudică, încă în viață, ar fi antrenat și tribuna ostilă. Dacă mă urca și în tribună să mă încin cu aia, asta era ultima. O să vină unul odată și o să-i dea un pumn lui unul și o să-l leșine pe teren. Ce zi, să stau cu Sanax-ul, cu distonocalme, cu buzunar, nu stau, nene, că sunt... Vreau să fiu țapă. Șumudică e Șumudică. Fără frică. Și spun ce am în gușă și în căpuș. Am fost perceput ca un antrenor nebun. Dilău, arată iegării, arată alea. Talentul meu în antrenorat nu mi-l ia nimeni. Țineți minte ce vă spun eu. Țineți minte. Și Șumudică, n-am spus-o și n-o să sunt un tip modest. Dar sunt bun. E bun, frate. Ușor nebun, dar e bun, frate. Iată alte măsuri punitive pe care ar... Cum ai zis? Punitive. Punitive, da. Am zis. Adică de pedeapsă. Păi și de ce vorbești așa? Ca să par interesant. Alte măsuri punitive pentru participanții la interesantul joc de fotbal. Eliminarea antrenorului unei echipe în mijlocul galeriei de la echipa adversarilor nu o să mai fie nervos niciodată. Cartonașul albastru, prin care un jucător care faultează dur i-a aruncat cu o praștie imensă în afara stadionului. Buf. Arbitrul care fluieră penaltiuri imaginare să fie obligat să își înghită fluierul. Și, în fine, oficialii LPF și FRF corupți să fie lăsați liberi. Asta e pedeapsa pentru fraierii care mai cred în fotbalul corect din România. Dacă îmi permiți, lasă-mă pe mine să prezint că la bebeluși n-am voie, dar... Top, top, top! Rușinica! Top, top, top! Rușinica! Păi când eram tânăr ficior, măi domnule, frecam puntea pe vapor. Un președinte care să facă ceea ce spune. Odată la trei luni. Cu Elena Udrangin. Împreună să facem ca... Persoanele în vârstă să fie din ce în ce mai puține. Persoanele în vârstă să fie din ce în ce mai puține. E bine să fiu, să cauți. Unii sunt înțeles cu Viandra, alții fiecare cu ce poate. Nonșalant diplomat, comunist rezervat, presedist exaltat, o bomboană, cioană. Nici unde găsesc pe Google, 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 Google. Asta
va fi dedicată încălțămintelor, încălțămintelor. Majoritatea mi-au zis că vai că semăn cu Marilyn Monroe și vai domne, mă ajută lucrul ăsta. Am să ți arăt o simplu n-ai văzut. Bagă, hai! Bună ziua, doamnelor și domnilor, familia polițistului, polițistului. În primul rând, după inscripțiile care care sunt înscrise pe acestea, respectiv MS, pentru S, M, liniuță, S. Ridică nota că te sparg, hai! Nota pe care trebuie să o dau eu... Mă așteptam să fie mult mai mult de atât, 9. Mai mult decât atât era 10. Unde pară mai ești, durerea să te spun? Ar fi fost mai bine dacă erai cu mine. Tu probleme de familie și îmi pare rău că nu ai dat atât timp. Atât de bine lângă mea atunci. Deputații s-au trezit nu doar cu... Te ascultă, Maia. Eu nu aud nimic. Să-mi faci semn. Urca, te ascultăm. Ne auzi? Bună dimineața, Debia. Cum au debutat alegerile în județ? Repede cadru, please. Imediat. Da, nu e, hai că înregistrăm. Deci, fă-l și tu. Au repetat un test în timpul căruia au măsurat viteza cu care mai multe particule subatomice numite neuroni. Ana Mariana Negoiță, despre care vedeam mai târziu, mai anterior, Cu tremurul s-a produs la o adâncime de circa 110 km la oră. Incidentul s-a petrecut într-un restaurant din capitală de tip fast food. Nicolae Ceaușescu, după ce a decolat cu aeroportul de pe CC, da, și-a fugit. Mă rog. Un studiu realizat de cercetătorii britanici arată că femeile folosesc în medie 13 produse cosmice în fiecare. Tribunalul Olt a decis eliberarea Interpolului din arest preventiv cu interdicția de a părăsi localitatea. Să nu plângi, iubito, eu te las să pleci. Ce-ai fost pentru mine, n-ai să înțelegi. Să nu plângi, iubito. Și acum îmi vine să plâng, sinceră să fiu, pentru că Simona e o prietenă foarte bună și chiar nu merită toate prostiile pe care le încerc. Ce o să se întâmple cu tine? Ce o să se întâmple cu mine, nimic? E de aici, toată România se întâmplă tot felul de lucruri de genul ăsta. Și te și droghezi, nemernico! Doamna Zăvoran, nu mai jubiți! Mulțumim foarte mult, Silviu. A fost un potpuriu, așa se numește asta, nu? Cam cel mai tu, mult mi-a plăcut de la cu Gogăie, Țuica, cu Hil... Prietena mea vorbește în rus. Sigur. Fetele noastre dansează foarte bine. Acum! Azi flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să-mi vezi. Dimineața până seara cântăm. Asta ce-a fost? Foarte frumos, bebelușelor. Asta a fost așa sau te-ai băgat un cadru acolo? A fost... A, te-ai surprins. Nu, dar ei chiar trăiesc toate momentele astea cu bebelușele și din cauza asta trăiesc muzica.
hai să trăim și noi, să trăim bine. Bine, asta a zis, mai n-am trăit, trăit asta bine. E, hai să vedem. Hai să intrăm pe trilulilul la prietenii noștri, să vedem ce ne-au pregătit în această seară. Astăzi ne-au pregătit ceva de băut, dragă Gogâie, ceva special pentru tine. E un nene care își măsoară puterile aici cu halbele. El încearcă prima dată să ridice 1, 2, 3, 4, 5 cu 5, 20 de halbe, cred. Venea la masa mea, eu eram aici. Da, tu erai mai încolo puțin. Era mai încolo, dar da. Nu știu de ce te-ai dus atât de departe, pentru că se vede ce o să se întâmple din cauza că te-ai dus foarte departe cu el. Și ai comandat tu 20 deodată. Uite ce se întâmplă, poftim. Bunătate de bere s-a dus. Nu mi-e de halbe, cât mi-e de lichid. De lichid, absolut de lichid. Și acum ce face? Le plătește, nu? Nu, că era pentru un record, dar el nu știe ce poți tu și din cauza asta. Gata? Plecăm din Germania, cred că, sau din Austria, nu știu de unde era cu... Auzi că... Alo, să zic că să te uiți... Alo, uite puțin aici la oameni, că oamenii se uită la tine, nu vine, că știu că îți pare foarte rău. Cum să arunci berea? Da. Plecăm din Tirol și ne întoarcem la orașul, sau mă rog, localitatea noastră preferată în ultimul timp, Dăbuleni. După ce a fost exclus din partidul pe care l-a condus până la vântul în spa, domnul Joană s-a apucat să dea cu saliva acolo unde a lins temeinic. Sentiment de mare tristețe și în același timp de eliberare. Această execuție planificată, această formă de-a dreptul stalinistă de a elimina din partid un fost președinte. Acest partid, de atâta vreme cât este condus din umbră de domnii Iliescu și Năstase, nu are vreo șansă de reformare. După cum vedeți, pe Joană nu l-a mai ținut nimeni în brațe, chiar dacă unii s-au arătat supărați de zezania creată. Sincer, noi ne-am deplasat să vedem cine a băgat această zezanie în PSD, mai pe popular așa. Cine a băgat pe dracu noi, între noi? Mircică s-a apucat să facă un nou partid și declarații în fieful său la Dăbuleni, unde are mulți susținători. Domnul Joană este senatorul nostru de... Poftim, spune, ce spuneți? Să ne dăm sânge bani, că am copii mulți și moare de foame. Faceți politică sau nu faceți? Mircea Joană, da, noi ținem cu Mircea Joană. Ce mesaj aveți să-i transmiteți astăzi lui Mircea Joană? Foarte bine, facem bine. Să fie tare. Fie tare, să fie tap. Asta e problema, domnule, la Dăbuleni. Nu se vede. Se vede și o să mai urmăriți postul ăsta de televiziune. Și pe noi. Noi cu Joană mergem până în pânzele albe. Mai spus ai încă o dată, mai detea un interviu și mai dau al pe al doilea. Indiferent ce se întâmplă cu domnul Mircea Joană, noi, locuitorii acestui colegiu, mergem cu dumnealui. Pe cine huiduiți? Pe Joană! Ce un mare căcăcios, Ponta! Ponta e un om căcăcios! Domnule, de ce? De ce? Pentru că n-a făcut niște lucruri bune. Cine? Nu Ponta, nu altcine. Domne, facem apel la toată țara să se alieze pentru noi, să fie alături de noi toată țara cu domnul Mircea Joană. Să nu mai văd pe Iliescu, pe Năstase și pe sârbul ăla, socrul lui Ponta. Ce fa... De ce sunteți așa supărat pe ei? Păi sunt supărat pentru că nu știu ce face, domne. Ăștia nu sunt oameni să... Ia te-aș bat în gură. Bă, te-aș în gură. Nu știu ce fac, că n-au mintea cu ei, cred că sunt bolnav de minte. De ce sunteți supărați pe Ion Iliescu? Pentru că l-au mâncat pe Joană, l-au mâncat, da, da. Pentru că e deștept, e prea deștept decât ei. E mai deștept decât ei și de asta le e în acasă. E prea deștept pentru ei, dar e zicea prostănacul. Avem lângă noi un reprezentant al Dăbuleniului. Cum vă numiți? Eu? Da, dumneavoastră. Eu ce? Cum vă cheamă? A, cum mă cheamă? Păi, băi, Costele, hai la gar să spui ceva. Domnul Costel, îl susțineți pe Joană? Nu, pe Ponca. Pe Ponta? Nu, nici pe el. Pe prostanacul ăla, cum îi zice, domne? Joană. Așa, pe Victor Joană, da. A zis că ne dă, da, îl votez, că a zis că ne dă. Ce vă dă, domne? Nu ce, cui? Ne dă la americani, da, aia s-a dus la America acolo, la Paris. Așa? Dea pepe la americani, să ne-a prezentat și construcția politică. Aveți construcția politică la dumneavoastră? Uite,
Ia să vedem. Ui! Asta e construcția politică? Da. Și ce reprezintă chestia asta? O căruță cu pepeni de bulion, cu un prostănac pe ea și capra în față aici. Am înțeles. Hai să punem totuși chestia asta pe versuri. Jukebox, se poate? Mulțumim, Jukebox. Dacă îmi permiți, să știți că mie toate cântecele de la Jukebox îmi plac. Pur și simplu mă fac să plâng. Pe bune? Ce emoționant. Ești emotiv, știai? Nu, eu dar am probleme cu timpanele, Miciu. Sincer, sincer și eu am probleme cu timpanele. De ce? După ce că nu văd cu ochi buni scrisul, acum și nu mai aud. Revenim cu scrisuri celebre. La Antene aflăm că unele pasile pot fi periculoase. Apoi Băsescu își sănătatea și au fost 00.000 țigări confiscate. Asta știam, nu era cazul să ne reamintiți. Apoi, pe banda rezervată știrilor de ultima oră, aflăm de mai multe ori că Bercea Mondialu a leșinat. Și pe bune că a leșinat. Doamnele știe mai bine. În afara diagnosticelor cu care care au fost deja stabilite, are și hepatită de tip B și C. La ProTV, emisiunea Dansez pentru tine are un contract cu medicii. Nu e Dansez pentru tine, e Fracturez pentru voi. Una din victime, Catrinel, se răzbună pe Wilmark. Nota, au fost câteva mișcări. Aoleu. Așa. Dai! Dai! Cred că e răzbunarea. Păi mai trebuia și o mască din piele și era din alte filme, anuale, așa. Mai mult de jumătate de miliard de euro cheltuiește anual statul. După cum vedeți, gura păcătoasei anual grăiește. Mai mult de jumătate de miliard de euro cheltuiește anual statul. La Realitatea în studio este chemat fostul primar al Brașovului, domnul Ghișe, care intră în legătură directă cu Andrei Gheorghe. Ceea ce a urmat, poate dumneavoastră puteți descifra. Nu putem să răspundem la o întrebare normală. Câți bani s-au cheltuit în căile ferate? La fel, la această țară în care în ultimii 20 de ani de zile, indiferent de culoarea politică, nu s-a reușit o autostradă. Dar de ce nu răspundem dumneavoastră care v-ați pregătit pentru emisiune, domnul Gheorghe? Domnule Ghișe, fiecare vorbește pe lui, vorbim în dialog. Ia regulă, puteți să spuneți asta. Cu starea infrastructurii sunteți de acord că e primul observat. Domnul Ghișe este un politician reprezentativ pentru prezentul României. Domnule Ghișe, veți avea posibilitatea să vorbim atunci când altcineva vorbește. Domnule Ghișe, nu are niciun sens să vorbim unii pe alții. Să răsui și aș întrerupe interlocutorii este semnificativă pentru nivelul politic al acestei clase, care nu i-am permis să funcționeze. Din partea unui domn, iată deci că ele gazdele sunt depășite de realitate, iar din cearta celor doi nu se înțelege nimic. Haideți să facem următorul anunț. Când ne referim la clasa politică, ne referim la oricine în afară de domnul Ghișe. Politician, domnule. Păi e păcat. Un om așa deștept ca domnul Gheorghe, țara nu l-are parcurs parlamentar. Domnule, aveți prea multă experiență de opoziție ca să nu știți logica unui discurs. Eu înțeleg că unul explicit că trupul meu îl atrage pe domnul Ghișe, dar nu pot să mă împotrivesc acestui lucru. Îl rog pe domnia sa că să-și revizuiască comportamentul. Ei, bravo, și să funcționeze ca un cetățean coerent. Domnilor, vă rog, transformați discuția. Asta cu bravo și bapa dumneavoastră mă încântă și mă face să-mi dau seama încă o dată că situația este minunată și este unul dintre cele mai bune momente de televiziune pe care l-am făcut în ultimii 5 ani. Pentru că niciodată nu faci lucruri atât de interesante cât ceilalți de partea cealaltă. Domnilor, din ce se întâmplă acum nu iese decât zgomot. Întrebarea retorică face parte din cultura universală și este folosită, începând de copii până și de foști primari, ar unor
orașe sau județe. Face parte din bagajul intelectual al cărui om care a terminat măcar 4 clase la Săpoca. Și este foarte folositoare să fie utilizată în direct, pentru că deseori tocmai incapacitatea de a acorda răspunsul din partea unui preopinent te duce la o înțelegere mai profundă a celui ce vorbește. Mi se pare nepoliticos să vorbească unul peste celălalt. Da, și mie la fel. Cel mai corect ar fi, spune. Să se termine ce are de spus și după aia să... Iar celălalt să aștepte și apoi se pare incorrect, este o lipsă de educație să nu lași omul să vorbească. Și proastă creștere, liniște! De ce? Urmează la cronică. Romii vrea banii, mă! Majoritatea romilor au explodat. OTV-ul e cu limba pe afară. Și pentru reduceri, ce nu face românul? Dacă ți-e poftă de un cârnat de casă, poți să guși din ăsta. Haide să înghițim. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Mai și varianta cu iote. O știți pe varianta cu iote? Da, da, mulțumim foarte mult. Au fost cei de la Jukebox. Am cravata asta, mă strânge și nu-mi oxigenez creierul. Dar numai puțin că îmi dau drumul puțin la cravată, e mai bine așa. Cum e? E perfect, dar nu ca tine. Eu ți-am tricotat-o, este un material foarte mult deosebit. Poți să prezinți premiu, te rog frumos? Ce premiu? Astăzi dăm un premiu, poți să ne-l arăți puțin? Cutia premiu, pentru că dacă ați intrat pe www.cărcotașii.ro. Nu, ăsta e premiu. Dacă ați intrat pe www.cărcotașii.ro, astăzi o să facem o extragere și o să câștigați acest WII, care se citește Y sau WII sau WII. O să-l rugăm pe cel care o să câștige să... Am câștigat un WII! Trecem mai departe, îmi permiți? Sigur că da, trecem mai departe ca să ascultăm niște imagini. O anfitrioană foarte cultă în cap a ascultat niște imagini. Am ascultat împreună niște imagini și niște frânturi din anumite emisiuni. Foarte bine, ai fi putut să vezi niște sunete, dar cine să fie vigilent la astfel de detalii? Am ascultat împreună niște imagini și niște frânturi din anumite emisiuni. La Prima TV, Cireașa de pe tort, ne face o întâlnire cu Maria Cârneci. Aici o să batem albușele. Separăm frumos, frumos, așa. După cum ați aflat, albușele trebuie bătute separat de gălbenușe. Noi îi dorim Mariei multe succesuri. Aici o să batem albușele. Separăm frumos, frumos, așa. La realitatea, un prezentator bâlbâit aduce și precipitații. Despre nevoia de figuri noi în PDL au vorbit recent mai mulți democrați liberali. Ei, lasă că nu ești nici primul, nici ultimul bâlbâit de la TV. Ține-ți saliva pentru lucruri mai importante. Despre nevoia de figuri noi în PDL au vorbit recent mai mulți democrați liberali. La Canal D, Viorica din Clăjean vrea să mulgă o cap. Sau o fițap? Vrei să ne faci o mostră? Păi dacă nu-i găsesc să ți-l, de unde să fac eu o mostră? Că asta are numai burtă! Fată! Are, bă, are o țâță mică! Asta are țâță, bă, are altceva! Aole, țap, cred! La Antena 1, concursul X-Factor are un juriu de excepție. Uite, de exemplu, Adi Sână de la Accent a vorbit toată ziua la telefon. Nu cânt Alin? Dimineața, noaptea, la prânz, la 12 noaptea, la 4 dimineața, mi s-a terminat bateria la telefon. Pe cuvânt, toată lumea m-a întrebat să mă sune de tine. Ei, asta da inversiune. Aici românești bucuria și era exactă sunt mai tari. Mi s-a terminat bateria la telefon. Pe cuvânt,
Toată lumea m-a întrebat să mă sune de tine. L-am păstrat pentru final pe domnul doctor Bacalbașa, care vorbește calm, pe alocuri foarte calm și de multe ori înțelept. Este internată o doamnă de 37 de ani, care a ajuns după lovituri primite în cap pe stradă. Cauza este că nu l-a citit atent pe Shakespeare. Pentru că Shakespeare, în Hamlet, în sfaturile lui Polonius către fiul său Laertes, spune așa: să nu împrumuți bani la prieteni, pentru că vei rămâne și fără bani și fără prieteni. Dar sigur, doamna l-a citit pe Hamlet, dar n-a putut să se concentreze. Domnul Bacalbașa mai are puțin și intră în cartea recordurilor. E omul care vorbește cel mai mult din lume cu viteza cea mai mică. Păi așa am văzut eu de curând filmul acela cu vaporul care se scufundă cel mai încet din lume. 3 ore la cinema și 5 ore cu tot cu reclamă la ProTV. Dați-mi voie să intervin. Apropo de vorba multă, Jean-Jacques Rousseau spunea că oamenii care știu puțin sunt foarte vorbăreți, iar cei care știu multe spun puțin. Sau multă lume face vorba mea, mi-ar băga o travă în cafea, Ștefan de la Bărbulești. E poftiv, asta, hai că asta e tare, citate din maneliști, asta mai trebuie aici. Da, dați-mi voie, doamnelor și domnilor, stimați colegi, pot să spun și eu o singură vorbă? Care? Dans? Nu, dans! E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu ai vrea, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o pagu, mă, nu e de tine, că e sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă. Da-ți. Sofisticat, mă, dar dați-mi voie să-mi păstrez părerea personală despre această melodie. Aș vrea să vă aduc aminte de licitația noastră pentru acțiunea umanitară pe care vrem să o facem pentru elevii olimpici de la liceul, era să zic, dar nu e ăla, ci Tudor Vianu. De ce? Nu e ăla, pentru că acolo n-au nevoie, sunt olimpici în altă materie acolo. Puteți să intrați pe www.cărcotașii.ro și pe ocazii.ro, unde organizăm licitații. Am înțeles că au apărut alte articole pe lângă costumul tău dezbrăcat, pe lângă caricatura de la mine. A apărut rochia, dar nu aceasta, da, rochia Oanei. Unicat. Și hainele marelui boxer Bute. Da? Vă așteptăm să intrați acolo și să-i ajutați pe colegii noștri, de fapt colegii, o să fie colegi, dacă o să crească mari și o să crească mari și o să ajungă lângă noi undeva olimpici. Noi suntem olimpici aici, dar aduc aminte în 86 când am fost la olimpiada de matematică din Sydney. Așa. Da. Și nu dădeau nimic de băut. A fost o problemă, da. Hai să trecem la subiectele noastre mai departe. Dacă și-a făcut palatele mă potrivite pentru a întoarce căruța în ele, Romii nu s-a gândit la un inconvenient major, mă. Sunt așa de mari că nicio pădure de foioase nu le poate încălzi. Toată munca noastră, a biroului relației rom și a mea personală, a fost zadarnică pentru că am făcut 400 de dosare în care numai 10 s-au aprobat. Ne-am restrâns cu toții într-o cameră, două, am făcut modificări, ca să, de exemplu, casa asta este pe gaze, am băgat niște godinuri de tapă de fier și băgăm lemn. După cum știați deja, colorații, în vână de la frig, au primit de la stat un ajutor de încălzire pentru turnulețe, dar între timp a venit și criza și bălaia a cam înțărcat. Dacă deții mașină, mai mult de 400 de metri pătrați de teren, nu ți se aprobă subvenția. Majoritatea romilor au explodat. Firmele care le-am avut s-au dus în faliment, că dacă nu mai e fier, nu mai e nimic, casa mare, dar nu avem cu ce încălzi. Bună seara, bună seara, mulțumesc că m-ați invitat, inventatorul Pitagora Gulie mă numesc și am venit aici în sprijinul tuturor țiganilor care au în acest moment palatele neîncălzite. Am inventat mașina de încălzit denumită Picandox cu 3 viteze. Hai că ochi intră în schemă. Da, e obositor, băiul. Vei căldură? Tai și în gură. Ia fiți atenți aici la mine. Deci Picandox pe care o vedeți aici, prima dată începe cu viteza 1, care să se miște ușor cu păhărelul. După cum vedeți, este o sfoară aici care se leagă
leagă, încerc scuze, mă scuzați, se leagă acest dinam care produce curent, curent care alimentează această centrală. După aia trecem la viteza a doua, viteza a doua pur și simplu încălzește și grajurile din sufragerie și apoi, doamnelor și domnilor, viteza a treia, care este cea mai puternică, să văd viteza a treia, care încălzește și turnulețele cu tot, cu tabla de pe ele, pur și simplu aceștia încep să frigă. Nu mai pot, mor, mor. Ia niște semințe ca să prinzi curaj. Ține aici. Mulțumim, și să-ți mulțumim, mulțumim, domnul Pitagora Gulie. Foarte interesant acest aparat manual, un pic combinat și manual cu automat. Pirandex se cheamă, Pirandex. Este ultima invenție extraordinară. Dacă mulțumim. Nu prinde putere așa, poate să încerce cu imaginile de la OTV. Ia priviți, cu limba scoasă. La Dan Diaconescu în televiziunea poporului își face veacul Nea Condurățeanu, care are fel de fel de invitați foarte agitați. Vi-l aduceți aminte pe domnul cu limba scoasă? El are un set nou de exerciții, tot cu limba scoasă, dar de data asta efectuate cu ajutorul unui scaun. Ne sprijinim cu mâna stângă, deci piciorul să fie întins și mâna și piciorul să fie paralele. Tragem capul în spate, inspirăm. Inspirăm. Facem același lucru. Inspirăm. Inspirăm. Pentru cei care nu vor să anchilozeze de tineri, exercițiile cu scaunul, limba scoasă și privitul la OTV reprezintă un avantaj. Atenție mare! Ne lăsăm, să zic așa, lăsăm fundul să cadă liber, ne ținem bine, dar ideea este ca noi, uitați-vă, piciorul drept este bine întins și ca noi să ne lăsăm în fund, practic cu piciorul întins. În această poziție, noi tragem capul în spate, inspirând. Același lucru facem cu piciorul stâng, inspirând. Și dintr-o dată ne lăsăm așa, în fund, chiar, ținându-ne cu mâinile de scaun, inspirăm, cu capul tras în spate, inspirăm. Inspirăm. Acum ne lăsăm cu amândouă picioarele, le întindem pe amândouă, inspirăm. Și dacă putem, bineînțeles, ne ridicăm încet, încet, încet. Dacă îmi permiți, da. Vreau să arăt tuturor telespectatorilor. Da. Deci se ia sticla, da. Se pune în mâna stângă, da. Și face așa, da. Se scoate dopul. Așa, după care după care bei, dar îi pare foarte real. Observați cu o coloană că sunt un pic cocoșat. Așa și bei, 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 bei. Băi, alo! E foarte frumos, mi-a plăcut. Unde ești? Vino, te rog. Mă aștepta, el foarte mult se pricepe la chestia asta, dar nu cu scaun, nu se pricepe la treaba cu masa. Mai mult sub masă, când alunecă sub masă. Și poți să pui și capul așa și... Și dacă stai cu capul așa, nu o să poți să zici niciodată dans. Iar ai zis. Mulțumim. Hopa, hopa, din cauza emoției tehnica ne-a părăsit, dar iată că a revenit, pentru că la noi totul se întâmplă aproape live. Stai că zic acum repede, bebelușilor, dans! Nu, stai, prea târziu, prea târziu. Mulțumim Ioana, mulțumim Cristina, pe bebelușe le-ați întâlnit, cei care au fost la Sibiu și la Cluj, am fost la lansarea cărții, acolo vă mulțumim foarte mult celor care au venit la lansare, da, au fost, avem și câteva imagini, puteți să priviți, sunt câțiva care au venit totuși, sunt și câțiva care s-au dus. Foarte bine, ne vedem și în primăvară. Să vedem dacă mai avem timp să mai scriem, că de citit sigur nu mai avem timp. Hai să trecem mai departe, dacă se poate, domnul Alin. Domnul Alin, facem tragerea pentru aparat. Scoate aparatul să vadă lumea că avem un aparat totuși aici. Da, sigur că da. Aparatul Wii, sau cum îi spune, va merge să vedem un... Hai mă, scoți o dată, ce faci? L-am scăpat. Deci aparatul merge, da? Nu e ăla aparatul, nu, ui, nu, ăla nu e. Te rog frumos. Hai că eu între timp am pornit.
Da, am pornit să vedem la cine merge. Merge la... Stop! Ionuț Alin Florescu! Bravo, domnul Ionuț Alin Florescu! Ați câștigat să vă jucați liniștit, fericit, pentru joc. Că poți să joci și tenis, poți să joci și fotbal, poți să joci orice. Nu e de la reduceri. De la reduceri, însă avem câteva imagini groaznice. În cel mai pur stil american, Black Friday a venit și la noi. Respectiv, lanțurile de vânzări în detail au făcut reduceri substanțiale și lumea s-a călcat în picioare pentru a achiziționa produse la promoție. Înțeleg că ați și găsit ce căutați? Uite la aici. Aici, astea mai sunt atât. Ce, o reducere importantă. O, da. Aproape 50%, nu? Da. Nu știm nimic. Dacă ne se spune, venim și noi, stăm la coadă și asta este. Dar oare reducerile sunt reale sau românul face ce știe el mai bine, pe Toma Necredinciosul? Ieri când am intrat în magazin, tot același preț era de circa 13 milioane, nu 18. Cât arată prețul vechi. Nu a fost 1849 ieri, 1300. Dar a pus că 1849 ieri și același preț de ieri. Era 499 la seară. Acum uitați, 679. Și să discutăm reduceri la români. Țepe, minciuni. Reducerile sunt reale? Țeapa, minciuna. Pentru români care așteaptă ca pelicanul. Haideți să înghițim. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, domnilor și domnilor. Transmitem de la marea finală a Black Friday, vinerea reducerilor. Suntem Vlad Ienăchiță Făcărescu și... și Ilie Mobre, dar iată că se deschide ușa magazinului Universal. Iată prima doamnă care intră, e placată imediat de un cetățean. Se formează o grămadă dezordonată. Doamna primește o tigaie în cap de la reduceri. Raionul de produse de lux este luat cu asalt de un grup de pensionari care îndeasă în sacoșe DVD-uri, plasme 3D, MP3-uri, un bătrânel trage cu dinții de un iPhone. Incredibil, dacă îmi permiți, e pocnit în cap de cu o tabletă grafică de o pensionară care smurge tot raftul cu aparate foto, se sprintează repede spre casă, casa de marcat, însă este izbită de o altă doamnă extraordinar cu un laptop fietat în cap, iată, și este călcată de o mașină de spălat ultra scumpă. Incredibil! Nu se poate așa ceva! Un grup de școlari săraci cu GPS-uri și iBook-uri îndesate într-un cărucior încearcă să ocolească un pensionar militar care se bate cu un polițist cu leafa redusă pentru o mașină de spălat vase! Și gata! Gata! Incredibil! Toate produsele au fost cumpărate de populația săracă la prețuri duble în vinerea reducerilor. Incredibil, incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva. S-a făcut și reclamă, n-ați văzut? Să trăiești, domn Matache. Hai, noroc. Ce vrei? Tot mușchi țigănesc? Aoleu, boierule, să mă răceam pe casă. De mi s-au umflat vreun mușchi. Uite, uite ce sfârșit sunt. Acum dacă tot l-am scos, vrea cineva țigănesc? De ce aș dori eu niște țigăresc de ăsta? Deoarece pentru că organizez Vanghelionul. De cât să fie? De ce să fie de tot bugetul de la sectorul care îl am? Uite. Bine, aici. Ia-l pe tot, hai. Put, sătul stricat! Domn Matache, m-a trimis mama să vă întreb dacă mai aveți cumva promoție din aia de Black Friday. Am! Au, promoție, nu comoție! Altă dată să vorbim mai tare! Următorul! Bună ziua, domn Matache! Sunteți un măcelar pe cinste! Hai noroc, mamaie, ce aici? Te, niște resturi, mamaie, din pensie, ce mai mi-a rămas? Păi vezi că nu se potrivește? Resturile de la gunoi merg cu sfoara de la salamul țărănesc, zgârciu de la salam merge cu pâine uscată și cu apă de la robinet, mamaie. Dacă ți-e poftă de un cârnat de casă, poți să guși din ăsta. Poți să ți-l dau să-l miroși. Astăzi, bonus, de vinerea reducerilor. Wow, mama, e carne! Pot să mor fericit acum? Cu nemâncați ăștia e mai simplu decât crede lume. Să trăiască, ce scuze, să trăiască domn Matache. Hai noroc, ce vrei? Tot șunculiță? Ce vrei să faci cu ea? Pentru de dimineață. Dacă mănânci ceva mult mai unsuros, te îmbezi mult mai greu. Black Friday. Mâncarea e fudulie, băutura e temelie. Of, Românie, Românie. Mulțumim foarte mult. Păi vezi că nu se potrivește? Nu că nu se potrivește. De data asta a fost tot ok? A fost tot ok? N-a fost frig? N-a fost obosită? Ce se întâmplă? Mișu, m-au rugat prietenii, iar? Colegii, să spun că altă dată, când ne mai trimis la un magazin de
cu produse astea eco, bio. Așa. Ar fi normal să ne dai și niște bani de diurnă pentru... Nu se poate. Mâncați înainte, acasă, înainte de filmare. Vă rog. Auzi, hai că te iau altfel. N-ai cumva vreo filmare la vreun sex shop? Nu! De ce? Nu e timpul potrivit. Ascultă prognoza. La ProTV, meteorologia e foarte încălcită. Dimineața și seara vom avea ceață în câmpia de vest și prin sudul țării, iar condițiile de burniță sau furguială scad treptat. Barometrele vor indica o scădere ușoară în centrul și în nordul țării. Avem sudul țării și nordul țării. Acestea sunt niște cuvinte meteo proaspăt inventate. Dimineața și seara vom avea ceață în câmpia de vest și prin sudul țării, iar condițiile de burniță sau fulguială scad treptat. Barometrele vor indica o scădere ușoară în centrul și în nordul țării. Tot la Pro dimineața, Busu pune întrebări deștepte, evident nu ale lui, și apoi dă răspunsul, când îl ține minte. Fiecare fată primește o sumă egală de bani, da? Fiecare băiat primește de două ori mai mulți bani decât fiecare fată. Asta l-am înțeles eu, de aia n-am făcut-o. Și văduva primește de câte ori am zis? De trei ori, parcă mai mult decât un băiat. Așa. Sau cum am zis, nu mai știu. Ha? Da, răspunsul nu, păi da, nu mai avem hârtiile. Cele ia spuneți, domn Florin, care e răspunsul? Păi hai să vedem, să calculăm. Dar repede, calculăm peste 10 după aia. Hai că, uite, calculăm luni. Mai bine. Nu? Dar ții minte până atunci? E mie teamă. Nu țin minte până atunci, dar am memorat răspunsul. Nu-ți face dar griji. Nu știu sigur dacă răspunsul era cu de 3 ori mama mai mult sau de 2 ori mama mai mult. Aha. La realitatea lui Ghiță e invitat în studio Gregoar, care le știe pe toate. Gregoar, Cartianu, Lecrivon. N-aveți maxul dreptul să judecați pe toată lumea. A, voi sunt drept, dacă părere. Vai de mine, v-ați făcut o revoluție ca să nu dați dreptul. Nu vorbiți mult peste altul. Putem civiliza, putem, dar cu dumneavoastră nu mai vreau să discut și nu vă permit domnul, să discutați așa despre domnul noi. Dorin Lazar, de asta ați făcut o revoluție ca să nu permiteți. Noi și dumneavoastră. Noi nu suntem plătiți de nimeni. De aia a fost bada de noi, de către cetățenii României. Dumneavoastră nu sunt cetățean al României. Al cui sunt? Al Braziliei? Sunt un om care trădați interesele naționale. Domnul Maior, vă rog să mă arestați în direct. Sunteți un om, un trădător al acestei țări. Stați, domnule, puțin, liniștiți-vă puțin. După cum vedeți, domnul Cartianu a reușit să-și pună pe revoluționari în cap. Avem acum imagini cu Emil Boc, dar sunetul e de reclamă. Descoperă gustul special al iernii. Portocale, ceai delicios. Servit senzual și fierbinte. Sau obraznic de răcoritor. La camera de rutaților s-a făcut rost, odată cu summitul NATO, de prea multă tehnologie. Bagi cartela și tot nu știi cine vorbește. Ia uite, Roman Ioan Florin. Deci n-apare domnul Voicu. N-apare domnul Voicu, da. Uitați, asta e Voicu, da? Voicu are 6 cartele. Și numele meu n-are nicio 6. Și când o băgam pe a mea, apărea tot Voicu. Ce apare numele lui și nu al meu? Dar cine-i, cine-i mă? Eu de ce n-apără? Paleologus, te supărați că n-apare. Nu, apare numele lui Voicu. Apare acelui care apasă aici. Nu știu ce lucru. Indiferent care. Deci dacă el e acolo, indiferent unde este, apăsați aici, înseamnă că vă exprimați dorința să vorbiți. Trecem acum la un domn foarte bântuit de mătușa Tamara. Adrian Stase face curse regulat la parchet, unde dă cu subsemnatul. Aș vrea totuși, în momentul în care se vor încheia aceste procese, sala de sus, de la etajul 2, în care merg eu foarte des, să poarte totuși numele de Adrian Năstase. Da, da, da. Ia uite, m-a sunat Țăreiu să-mi spună că o să mă sune Năstase. Da. Ia să vedem, sună. Alo. Da, alo. Domnul Nelu? Da, eu sunt. Ce se întâmplă? V-am sunat să-mi spune ce fac cu procesele astea, că nu mai am timp nici să număr ouăle. Măi, dragă Adrian, ți-am spus de mult timp. Adriane, nici nu știi cât de ocupat o să fii. N-ai grijă, ei vor să închidă procesele, măi, dragă, ca să le deschidă la anul pe celelalte. Aolo, deci s-a aflat și de celelalte procese? Nu, măi, dragă, procesele pentru ăștia de la putere. Încă de la putere. Hai, închide, că aștept un apel internațional. Sigur, sigur, vă las să vorbiți cu Moscova. Vă pup. Urmează La Cronică. Râdem de tembeliziuniști. Iosif Pont, Paul Uli Veta Vie, Vier, Veta Pe. Și este proastă. Râdem și de Dezbrăcatul.
sau cuier. Și la final cântăm cu Alex Velea. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Jennifer Lopez, tu ești mamă? Nu e Jennifer Lopez mamă. Dar cine? Nu e. Este Ioana, este Cristina, nu, este bebelușele. Cine a cântat? Cum? Bianca. Ah, Bianca. Da, am auzit de ea. Bianca. Bebelușele noastre, ca de obicei, foarte frumoase și în această parte a emisiunii. Bravo, bebelușelor! Aolo. Dar stai un pic, că n-am zis, dar ce s-am zis? Adina Buzatu. Te mănâncă. Te mănâncă, aolo, ei rup nasturile. Oana, am văzut-o toată emisiunea că a citit. Poți da, să ne spui? Mișu, găinușă. Da, vă rog, doamna Oana. Doamna Oana, ce ați citit acolo? Domnul Mihai Găinușă, cum vă explicam, am început aseară istoria literaturii române. Astăzi mă ustură puțin ochii, de George Călinescu. E foarte important ca fiecare dintre voi să aveți această carte în bibliotecă. Da, sigur că da, dacă te ustură ochii de George Călinescu, nu am să trecem mai departe. Mergem la un material de Vasile Alexandrie. Hai să nu fim ironici totuși. Nu, încercăm, dar nu ne iese. Venită la emisiunea aia cu 60 de secunde, Cristina Stamate se precipită și nu iese proba. În schimb, cu mâncatul stă foarte bine. Mai e un lucru care contează cel mai mult și care o să vă bucure cel mai mult. Aplauzele lor și aplauzele celor care vă privesc la televizor acum. De la TVR aflăm că Ford va concedia niște angajați. Compania Ford va trimite în șomaj tehnic 4 dintre cei 6.000 de muncitori de la fabrica din Valencia. Deci Ford va concedia 4 din cei 6.000 de angajați. Ei, asta da știre, deși noi credem că sunt mult mai mulți. Compania Ford va trimite în șomaj tehnic 4 dintre cei 6.000 de muncitori de la fabrica din Valencia. La Antena 3, domnul Schnecker nu ține minte prenumele. Ceea ce face Iosif Pont, auzi, Iosif Pont, ce l-am botezat. Era Iosif Boda, dar merge și Iosif Ponta, deși nu știm dacă transpiră la fel de mult. Ceea ce face Iosif Ponta, auzi, Iosif Ponta, ce l-am botezat. O altă bâlbâită celebră își face veacul pe la Realitatea TV. Ea are probleme cu un nume propriu. Unde sunt cele mai multe probleme, ne spune comisarul Paul Ulieru de la centrul Infotrafic. Fată dragă, e din cauza sediului provizoriu, că altfel așa ceva nu se întâmpla niciodată. Comisarul Paul Ulieru de la centrul Infotrafic. La Pro TV Mămăruță se încurcă și el, că doar e maestru în asta. Iar Veta Biri și-a acceptat să vorbească pentru emisiunea Happy Hour. Suntem curioși cum ți-ar fi ieșit Sofia Vicoveanca. Tot la Happy Hour, pancherița Monica Tatoiu are ceva de împărțit cu pițipoanca lui Mazăre de la Jean Monnet. Doamna Tatoiu, numai un pic, nu v-ați luat de Mădălina, nu pentru că nu și-a plătit taxele, v-ați luat deci de Mădălina pentru că a apărut dezbrăcată. Este proastă. Păi... Și este proastă pentru că este credulă, este credulă, este fără minte. Iar Mădălina a declarat că dumneavoastră ați trăit pe vremea lui Ceaușescu și vede că sunteți bătrână și că ați rămas depășită pentru că degeaba aveți 55 de ani, pentru că aveți mentalitate de 80 de ani. Și bunica mea e mai deschisă la minte decât ea, adică decât Monica Tatoiu. Ai declarat tu chestia asta. Da, prin faptul că doamna s-a legat în primul rând de familia mea. Nu, asta am spus cum că provii dintr-o familie care a avut probleme, așa scria presa, nu? Citiți 5 articole din presa și dumneavoastră credeți că sunt
Aveți dreptul să-mi judecați familia sau să mă judecați pe mine doar citind câteva articole despre mine? Mădălina a mai zis că probabil sunteți geloasă că ea e cu Radu Mazăre sau că umblă cu Radu Mazăre. A declarat ea. Deci, încă o dată, și ieri la emisiune am spus foarte clar. Nu mă interesează relația domnișoare eleve cu un om cunoscut, primarul Constanța. Doamna Tatoiu, să știți că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Domnul Moșuloiu vrea să vă spună ceva. Domnul Moșuloiu, vă rugăm. Doamna Tatoiu, sunteți frebețea mea. Tot punker sunt, dar mai mult pe Celtic Rock. Mamă, dar și mie îmi place hip-hop-ul, mai mult Getodac, tot pe stilul. Bravo, mulțumim. Vă pup, doamna. Gata, pa. La revedere. Mulțumim. Domnul Moșuloiu. Domnul Moșuloiu. Foarte bun, domnul Moșuloiu. Bine ați venit la B-Interview. Nume. Mărgineanu, Florin. Prenume. Era Pădos, Chilian. Mihai, mie mi-a ieșit. Locul și data nașterii. O să vă umilesc, București. București. 14 decembrie. 2 octombrie 1969. Zodia. Mega săgetător, a 13-a. Balanță. Căsătorit? E-e. Da. Copii? Nâți. Da. Salutați-vă între voi. Bro. Te-am pupat. Făcut să rămână o socoteală, 37 parcă era. Când ați debutat? Erai o palidă scânteie în privirile tatălui tău. Târziu. Cea mai tare melodie a lui Chilian? A mea? Chiar dacă. Ai grijă de tine. Nu, viața ca o curvă. Fredonați. Chiar dacă nu mai vezi trecând, chiar dacă, chiar dacă. Viața nu e o curvă, lasă, lasă-i să-ți cunoască inima. Cea mai tare melodie a lui Mărgineanu? Încă nu s-a... Încă n-a apărut, încă nu s-a scris, încă nu s-a compus. Lupanaru din Fanar. Lupanaru, hai, pentru voi că aveți minte puțină și nu pricepeți. Fredonați. Încă nu s-a compus. Și mi-ai plăcut și te-aș fi vrut, dar n-ai putut. Caracterizați-i în câteva cuvinte pe Frank Sinatra. Băiat de băiat. Horia Brenciu. John Bon Jovi. Adolescent întârziat. După părerea mea, de neprofesionist, pop. Bob Dylan. Muzician. Bob Dylan, un mare artist. Frank Zappa. Muzician. Frank Zappa and the mother. Leonard Cohen. Un personaj tare drag. Poet. Și hai și Shakira. Ha? Sex. Vrei să dau dânțâțe? Cu ce echipă de fotbal țineți? Rapidul Ferrari să fie de... Cu nicio echipă de fotbal. Ce alte hobby-uri aveți? Asta crezând că și fotbalul e un hobby. Skiul... mountain bike, e în engleză, atenție. Bicicleta pe munte, în not, tenisul de câmp, bridge. Ce alte hobby-uri mai am? Și să cânt. Ascult pe Mărgineanu. Unde ați fost în ultima vacanță? La Tirol, Gast of Tirol, lângă Reșița, sus. Am început-o astăzi la Amsterdam, a doua zi la Bruges, a treia zi la Paris, a patra zi, două zile pe Valea Loarei, a cincea zi la Barcelona, șapte zile la Valencia cu fața exact la soare pe malul mării, după care am dormit la Monte Carlo și am venit acasă. În trei săptămâni. Cel mai bun prieten. Al omului? Am câțiva și a trebuit să-i zic pe toți. Femeile. Și atunci mai bine nu ți-i zic că... Se supără vreunul dintre ei. Pe cine puteți imita? Am încercat cu Mărgineanu, dar nu mi-a ieșit talentat rău omul. Pe Dinică. Faceți playback? Nu mi-ese, sunt prea bătut în cap la play. Aș vrea, dar nu mi-ese. Emisiunea TV favorită? În gura presei. Cu Mircea Badea. Să nu te iasă asta. Vocea României cu siguranță și Cronica Cârcotașilor. Alegeți între Adi Minune sau Nicolae Guță? Eu te înțeleg, mă, că n-ai avut păpuși și că ai suferit când erai mic. N-aleg. Mare sau munte? Mare, normal. Muntele la mare. Folk sau rock? Rock. Păi cu dăștia ca voi la radio s-a dus dreacul rock-ul, deci folk, că e dat intens, mai ales pe Kiss. Gore din Chitila sau 10? 10. Gore. Dulce sau sărat? Bă, tu ai ceva cu mine, a? Sărat. Nicu Alifantis sau Alexandru Andrieș? Nu pune să aleg. Alifantis. Na, Mărgineanu, te-am spart. Întrebare pentru Chilian. E adevărat ce se zvonește în târg că o să devii tată? Da. Întrebare pentru Mărgineanu. Băiță, când ne apucăm și noi de muzică? De muzică să te apuci tu. Eu m-am apucat de cântat. Mai are folcul vreo șansă? Cu dăștia la radio ca voi, nu. Atâta timp cât va trece peste bariera tragicului și al tristeții, are cele mai mari șanse. Trageți o strâmbătură. Asta e fața mea. Cred că e suficient. Băi, nu e de ajuns? Ce radio ascultați? Rock FM, vreau să zic, dar mie că o să zici că
te periezi pe tine și nu e cazul. Național FM. Cultură generală. N-am. Cine a cântat You Belong to Me? I belong to you. N-am atâta minte. Eu nu știu dacă le zic iubi la toate să nu iasă război a doua zi când le zici Carmen lui Andreea. Police? Răspuns corect, Bob Dylan. Cine a compus Anotimpurile? Vivaldi. Răspuns corect, Vivaldi. În ce an a fost primul festival Om Bun? 1900... Doamna, nu știu. Trebuie să ne uităm pe câte discuri a scos Socaciu, că atunci când a scos primul disc de după Revoluție, cu banii de acolo l-a scos. Nu știu. Răspuns corect, 1990. Salutări pentru cârcotași. Aveți grijă de voi. Salutări pentru public. Vă mulțumesc că mă răsfățați. Fiți mai selectivi. Superb interviu, dragă. Ție cine ți-a plăcut, Jen? Păi nu știu, fată, că nu m-am putut concentra. Păi dar erau doi unul lângă celălalt și n-am înțeles nimic, Jen. Păi nici eu, dar am vrut să par că știu, dragă. Era ca și cum am văd în vitrine la mall două genți care îmi plac. Jen. Și tu pe care o ai, dragă? Niciuna, că mie îmi trebuie pantofi. Mulțumim, fetelor, mulțumim. Dacă vă trebuie. Dacă vă trebuie. Haine speciale le găsiți pe site-ul Ocazii la licitația cârcotașilor, dar priviți mai multe amănunte. Cât de norocos să fii să te poți lăuda prietenilor că ai un autograf de la Lucian Bute sau o poză cu marele campion. Ei bine, de data asta poți deveni unicul posesor al echipamentului pe care Lucian Bute l-a purtat în meciul de la București pe 9 iulie, atunci când legendarul sportiv ne-a făcut din nou mândri că suntem români. În repriza a patra, Lucian l-a trimis în lumea viselor pe francezul Jean-Paul Mendy cu un knockout de povestit nepoților. Un sportiv mare, cu o inimă și mai mare, Lucian nu a stat deloc pe gânduri atunci când i s-a solicitat sprijinul în campania inițiată de Cronica Cârcotașilor. Mulțumim, campionule! Alături de Cronica Cârcotașilor vreau să ajut performanța. Aștept să licitați acest echipament pe cârcotașii.ro. Împreună îi putem sprijini pe olimpicii Colegiului Național Tudor Vianu. Îi mulțumim lui Lucian. Iată, aici este echipamentul. Este vorba despre halatul și despre pantaloni, iată, împreună susținem performanța, intră pe ocazii.ro sau pe www.cârcotașii.ro și veți găsi acolo shortul și halatul lui Lucian Bute. Nu uitați, găsiți acolo pe ocazii.ro și costumul lui dezbrăcatul, caricatura de la mine și rochia Oanei. Iar, cum ai spus, caricatura costumului lui dezbrăcat. Da, asta dacă vrei să faci așa un melanj. Iar mâine intră două noi produse pe ocazii.ro la Cârcotaș și acolo. Andreea Raicu a oferit o rochie și Hrubaru, prima lui chitară. Și mă miră că e întreagă. Și ultima, că n-am mai avut bani după aia. De fapt a fost prima lui chitară pe care a găsit-o pe plajă la Vama Veche după ce seara s-a culcat cu o altă chitară și s-a trezit. Dar nu intrăm în amănunte. Chitară, o chitară cu păr tot așa lung. Dans. Bebelușelor, bravo bebelușelor. Toată lumea întreabă pe Facebook cine cântă. Da, și cine cântă, știi tu? Mama. Hai, mamă, dezbrăcat, te rog frumos. Da, ești un personaj acum sau de ce trebuie să sau e? Pur și simplu vreau să par mai inteligent, da, mai da, pare. Sexy. Ia uite-te puțin spre cameră să vezi cât de inteligent. Da, uitați un pic așa, uitați cât de inteligent se exprimă, nu vi se pare? Auzi, dacă tot... Da, e perfect. Mm? Ai putea să prezinți materialul cu dezbrăcat în stilul tău propriu, te rog. Fără ochelari. Având în vedere că mâine este ziua noastră a românilor, am zis să vă arăt în avantpremieră ce aparatură militară deținem noi. Dar de ce ești așa serios? De ce e asta? Zici că ești, lucrezi la Romtehnica sau la... Nu știu, ce se întâmplă? Industria de apărare, nu? Noi piloții... Materialul cu dezbrăcat, dacă el e pilot în halul ăsta... Let's then again, a long time ago, domnilor și domnilor, iată că am vorbit și cu partenerii mei din Statele Unite. Am zis să vă arăt o avanpremieră la 1 decembrie la organizarea acestei mari distracții. Lotus, Hammer, tancuri, avioane, Hercules.
toate astea le fac pentru dumneavoastră, pentru că vă iubesc. Dacă îmi lași racheta aia acolo, nu e bine. Transmitem chiar de la organizare. Haideți mai repede. Le-am dat drumul de acolo, de la Arcul de Triumf. Au băut un ceai și vin pe aici. Claxon, să trăiesc sănătate, colegii mei de la Antitero. Costele, nu mai vorbi la telefon! Oprește telefonul că ți-au permisul! Cauciucuri de iarnă, unde sunt? După cum prea bine vedeți, sunt colegii mei, oameni care pur și simplu au lucrat. Dă-i trage! Avem armată, nu glumă. Deci dacă află o mamă, americanii, că suntem aici, e fric, dar nu contează. Emoție e mare. Ăsta e din 1800 toamna. L-am luat de la un muzeu din Suedia. Bagă! Avem rachete, avem miguri, dar nu avem bani pentru combustibil, pentru că toate mașinile astea consumă foarte mult, dar i-am pus pe fiecare să aducă câte un milion de acasă. Astea sunt pentru noaptea de Revelion. La 12 noaptea vreau să le dau. Astea sunt bucătăriile unde noi, militarii, am tras niște petreceri, am tras niște chiolhane, este o mașină pentru o singură persoană, dar în spate sunt bucătării unde încap circa 100-120 de oameni, popoate, ciorbă de fasole cu afumătură, costiță de-aia afumată, cu varză, cu... Mi-a venit apă în gură. A? Vă place prezentare de moda la Cătălin Botezatu cu MAPN-ul care... Mă duc, stai că mă duc până la toalet. Doamnelor și domnilor, pentru a inhala noxele acestor motoare vechi din 1900 toamna, Cătălin Afumatu, împreună cu toată armata română, vă dorește un 1 decembrie liniștit, cu fasole, cârnați și vin fiert. Deci m-am intoxicat, fumul ăsta m-a... Foarte frumos le-ai prezentat, foarte frumos. Eu mi-aduc aminte când am fost în armată, când a fost o aplicație din aceasta și au plecat, au scos din remize, au scos toată tehnica din dotare. Au ajuns două mașini la terenul de aplicație pentru că restul au rămas pe drum. Dar mă rog, erau alte timpuri. Ce-ați văzut sunt lucruri noi. Da, absolut, da, cu piese vechi. Nu plecați pentru că ne întoarcem. Nu? Cu surprize. Nu cu surprize, cu Cronica Cărcotașilor. Da. Da, da, bineînțeles. Și cu Chischescu, cu premiu. Cu marele cântăreț Alex Velea. Venim. Ei, este momentul acela din emisiune când aducem cât un prieten de-al nostru de la radio. De data aceasta este domnul Adrian. Bine ai venit, Adrian. Chisoman răit. Bine v-am găsit. Domnul Adrian a câștigat numai puțin de 3400 de euro, dar să știți că nu-i strică banii ăștia. De câte am aflat despre el, la numai 20 de ani are o mică afacere mare și se descurcă foarte bine. Felicitări, domnul Adrian. Și cum de-ai avut timp în timpul afacerii să asculți Kiss FM? Am dat drumul la radio și... Așa se întâmplă de fiecare dată. Dați drumul la radio și... Și s-a auzit numele meu. Nu se întâmplă chiar sunat de fiecare dată chestia asta, dar oricum ai avut un mare noroc, să spunem. Da, felicitări, da, încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc pentru premiul. Baptă în meserie. Hai, mulțumesc. Și noi acum ne vom ia-ți duce la prietenii noștri, te rog frumos. Da, te rog, haideți. Dezbrăcatul, dacă da, îmi permiți, prietenii noștri, de fapt prietenul nostru. Prietenele noastre, aici. Salut, Alex. Salut, bună fete. Wow, aveți voi așa niște de-astea? Trebuie să fim în formă ca să fac salutul ăsta, înțelegi? Am înțeles, am înțeles. Nepoatele lui. Nepoatele. Damia, Ciufa, Irina și Dana. Bună, fetelor. Întotdeauna m-am întrebat, Alex, dacă numele tău se scrie cu V sau cu B. Cu V. Dar okay, sunt de B. Ești de B, nu? Am înțeles că aveți un frizer comun, tu și cu Dezbrăcatul, felicitări. Da, da, da. Ce vreți să ne cântați astăzi? Ultima piesă. Stă foarte bine acolo. Da. Seamănă, nu? Nu, da. Este peisaj. E. Parcă e șef, facem parcă e patron de casino. Se la pare, cât de Dezbrăcat dar... apare un clipuri, aș putea să fiu Dezbrăcatul, adică mă gândesc. Astăzi o să cântăm un colaj din mai multe piese, Don't Say It's Over, One Shot și cel mai recent single, Whisper. Bravo. Și fetele... vă mulțumim frumos că ne-ați invitat la emisiune. Fetele în ce limbă dansează? Staliană. Sunt staliană. Bine, haideți să-i ascultăm. E.
Ne revedem săptămâna viitoare la Cronica Cârcotașilor!